Ne aflăm la 1,5 km de coasta orașului Fort Lauderdale, din Florida, și ne uităm la reciful Osborne. Cu 50 de ani în urmă, aici au decis să facă un recif artificial, dar nimeni nici nu putea să-și imagineze că va fi o catastrofă totală. De ce? Fiindcă era creat din anvelope. În sinea sa, ideea creării unui recif nu e nouă, dar nobilă. Deseori, recifele sunt create pentru dezvoltarea vieții marine și pentru a face zona mai atrăgătoare pentru peștele de consum. În cazul cu anvelopele, sperau să atingă două obiective deodată. Să ajute locuitorii marini și să scape de deșeuri, adică să scufunde anvelopele, ca ele să nu zacă undeva pe pământ și să strice imaginea. În ziua de azi, ni se pare această idee nu doar că rea, ci că e o adevărată nebunie ecologică. Dar pe atunci erau anii 70, alte timpuri și altă închipuire despre ecologie, mai ales că autoritățile locale au aprobat aruncarea anvelopelor, plus că li s-au alăturat și inginerii armatei americane. Pe scurt, oamenii inteligenți și influenți au decis că ideea este perfectă. Și iată că în primăvara anului 74, mai mult de 100 de bărci private s-au alăturat proiectului cu mare entuziasm. Au fost aruncate mii și mii de legături de anvelope. 2 milioane de anvelope au ajuns pe 15 hectare de la fundul oceanului, la aproximativ 2100 de metri de la mal, la adâncimea de 20 de metri. Și probabil că vă veți gândi acum, de unde s-au luat un număr atât de mare de anvelope inutile? Păi totul a început încă în 1960. Anvelopele de care nimeni nu mai avea nevoie în America se adunau pe teritorii ilegale, umpleau toate gropile de gunoi. Pe scurt, poluau mediul înconjurător. Plus că în așa locuri se mai întâmplau incendii care agravau calitatea aerului și a apei, atrăgeau paraziți și țânțari, care deranjau oamenii care trăiau în apropiere și îi infectau cu boli. Nimeni nu înțelegea ce e de făcut cu un număr atât de mare de anvelope adunată până atunci. Nu puteau să aștepte până când problema avea să dispară de la sine. Anvelopele se descompun foarte greu. E nevoie de 50-80 de ani. Încă o problemă era faptul că la groapa de gunoi fiecare centimetru e important, iar 70% dintr-o anvelopă le constituie un spațiu gol. În fiecare an, 1 miliard de anvelope se uzează, iar 4 miliarde deja zac prin gropile de gunoi din întreaga lume. Da, cu 50 de ani în urmă erau mai puține mașini și respectiv mai puține deșeuri de genul. Însă, nu a fost dificil să găsească un număr necesar de anvelope pentru crearea recifului. Mai ales că ideea li se părea genială. Reciful Osborne trebuia să devină cel mai lung recif de coral din lume. Probabil că din cauza asta, multă lume a vrut să participe la acest proiect. E plăcut să știi că vei participa într-un proiect atât de mare. Compania Goodyear Tire and Rubber a decis că e fix proiectul în care trebuie să participe și a adunat atât anvelope cât și dispozitive pentru fixarea lor, în timp ce alte anvelope au fost luate de la gropile de gunoi. Companiei Goodyear i-a plăcut ideea atât de tare încât au arendat un dirijabil care să arunce în apă o anvelopă de nuanță aurie pentru sărbătoarea deschiderii proiectului. Se zicea că anvelopele vor deveni casă pentru pești și alți locuitori marini, că sunt un material perfect pentru recife. Desigur că acum pentru noi asta sună absurd, dar în 1970 lumea era diferită, iar împreună cu ea și ideea despre ecologie. Pentru acea vreme, un recif din anvelope vechi era o idee incredibilă. Se planifica că va deveni un mediu confortabil pentru ființele vii și că va dubla sau chiar tripla numărul lor din acea zonă. Probabil că am putea compara asta cu construcția unui bloc locativ. Odată cu apariția locuitorilor, se dezvoltă și infrastructura din jur. Când apare cererea, se deschid cafenele, magazine, uneori chiar și un cinema. Păi iată, se considera că coralii ce vor crește pe anvelope vor îmbunătăți biodiversitatea și vor atrage în apele Floridei mai mult pește sălbatic. Asta ar fi însemnat o economie mai bună, captură mai multă pentru pescari, bani din vânzarea peștelor și turiștii sigur nu ar fi fost împotrivă să viziteze un recif atât de deosebit. Deci era o situație din care toți aveau de câștigat. Dar după cum înțelegeți, imaginația oamenilor și realitatea erau total diferite. Ideea creării oricărui recif artificial constă în faptul că la fund e plasat un obiect masiv, nemișcat, în care va putea locui fauna marină. Dar cuvântul cheie aici este nemișcat. Deci ar fi funcționat dacă anvelopele ar fi stat în același loc decenii la rând, dar ele nu aveau de gând să facă asta. Când au fost plasate la fundul oceanului, unele anvelope erau obiecte individuale, dar multe erau plasate în grup și fixate. Însă, cu părere de rău, nimeni nu s-a gândit să verifice cât de rezistente vor fi cablurile în apa marină. Ei bine, nu putea merge vorba despre nicio rezistență. Cablurile s-au deteriorat, iar anvelopele au început să fie purtate de valuri și uragane. Unele au ajuns și la mal.
ca rezultat doar 10% din anvelope au devenit casa măcar cuiva și acești cineva erau câteva specii de bureți. S-a dovedit apoi că anvelopele nu aveau destulă suprafață potrivită pentru viață. Mici, ușoare, inconfortabile. Nimeni nu voia să locuiască în ele. E mult mai efectiv să faci recifuri artificiale din blocuri de beton. Se considera însă că e mai scump, dar este mai scump doar la prima vedere, dacă nu iei în calcul urmările. Doar dacă anvelopele ar fi stat la fund fără să deranjeze pe nimeni. Atunci, acest video nici nu ar fi existat. După cum ați înțeles, ele se deplasau. Curenții și furtunele le purtau de-a lungul recifelor și ele zdrobeau bieții corali. Deci s-au transformat în niște arme care distrugeau recifele naturale și făceau rău altor ecosisteme marine. Iar acestea aveau probleme și fără ele. Poluarea, prinderea excesivă a peștilor, schimbarea climei. Știți și singuri, sistemele de recife sunt locuri care oferă un loc de trai, hrană, etc. Un număr mare de animale și plante marine. Iar unele dintre ele, apropo, se află sub amenințare de dispariție. Și apare o anvelopă care zdrobește tot, ca un tank. Ceea ce era gândit ca salvare s-a transformat în moarte. Țineți minte că anvelopele se descompun foarte lent. Asta nu înseamnă că vor sta și nu vor influența mediul înconjurător în tot acest timp. Din cauza conținutului de metale grele și alte substanțe poluante, anvelopele pot elimina toxine în apele subterane. Asta în condiția în care vor fi îngropate în pământ. Acum imaginați-vă că acestea se află deodată în apă, iar toată această apă este consumată de organismele vii, sau minim interacționează cu ea. Împreună cu apa, în organismul lor nimerește și otrăvurile. Deja se știe că pe parcursul timpului, anvelopele elimină metale grele și chimicale toxice care otrăvesc organismele marine, literalmente ucigându-le. Unele anvelope au reușit să se dezintegreze în elemente mici și au creat alt pericol. Animalele subacvatice pur și simplu se încurcă în ele ca într-o plasă din deșeuri. A fost descoperit că recifele artificiale de succes tind să concentreze populația de pești. S-ar părea că e bine, dar acolo unde există mulți pești există și mulți prădători. Iar acești prădători nu apar de nicăieri. Ei abandonează locurile unde de obicei trăiesc și se mută mai aproape de așa recife ca să se poată hrăni. Anume asta creează un dezechilibru catastrofal. În zona lor obișnuită, prădătorii se dovedesc a fi prea puțini, deci pradă e mai multă și toată balanța se strică. În loc de plusuri, există doar minusuri. Ca rezultat, oamenii s-au uitat la ceea ce au făcut și au decis să repare greșeala și să salveze reciful. În anul 2001, Dr. Robin Sherman a primit un grant de $30,000, azi aproape 50,000, de la Administrația Națională de Cercetări Oceanice și Atmosferice, ca să înceapă îndepărtarea anvelopelor. Au reușit să îndepărteze doar 1600 de anvelope. Costul îndepărtării unei bucăți era de $17, cam 28 în ziua de astăzi. În anul 2002, reprezentanții autorităților de mediu din Florida s-au alăturat curățeniei. Au făcut un plan și au descoperit că salvarea recifului va costa super mult. După 5 ani, în 2007, regiunea Broward s-a adresat ministrului de apărare a SUA și a cerut armatei să se alăture cauzei comune. Militarii au căzut de acord, fiindcă asta le permitea să se antreneze pentru diferite situații de salvare. Curățarea recifului chiar semăna cu o operațiune militară. 40 de scafandri coborau la adâncime și deja undeva de la 6 metri la suprafață puteai să vezi anvelopele. Ele erau peste tot. Scafandrii reușeau să ridice mii de anvelope pe zi, folosind cabluri și echipamente speciale. În sinea sa, ridicarea anvelopelor constă din două etape. De la început, o echipă de scafandri leagă și asigură anvelopele sub apă, apoi le ridică încet la suprafață. Multe depind de vreme, curenți și alte condiții care mereu se schimbă în ocean. Așadar, sarcina nu e una ușoară. Și dacă de la început, când de treabă s-au apucat militarii, puteai să cobori într-un loc întâmplător și să scoți anvelope în ciorchini, acum multe anvelope singuratice s-au deplasat Dumnezeu știe unde. Unele deja au ajuns în Carolina de Nord și astea sunt doar cele pe care au reușit să le găsească. Pe scurt, colectarea anvelopelor de la fundul oceanului e un proces lung, dificil și costisitor. Și cu asta toate nu se termină, căci nu poți să le scoți și să le lași la mal. În 2007 s-a presupus că cele scoase din Fort Lauderdale se vor măciuna și se vor folosi pentru proiecte rutiere sau pentru a le transforma în combustibil. Multe dintre fragmentele recifului eșuat sunt descoperite într-o stare deplorabilă, imposibil de reciclat. De aceea sunt duse la Departamentul de Management a Deșeurilor Solide, West Palm Beach, unde sunt transformate în energie. Probabil cel mai bun rezultat. Prețul de îndepărtare a unei anvelope de la fundul oceanului crește permanent.
Țineți minte, de la început era $17 sau $28 în ziua de azi, dar chiar dacă prețul nu s-ar fi schimbat, la fund se numărau 2 milioane de anvelope. Ca să le îndepărtezi pe toate, bugetul trebuie să fie enorm. În fiecare an, prețul pentru greșelile de 1970 cresc exponențial. Timp de 5 ani a costat $18.75. Din februarie 2024, noul preț de $29.50. Creșterea costului este asociat cu creșterea volumului de muncă necesar pentru a le îndepărta. Totul e fiindcă nu se mai află atât de aproape unele de altele. Oamenii trebuie să le caute, să le adune și să le fixeze. Iată de aici și prețul enorm. Statul nu e capabil să gestioneze totul de sine stătător. E logic că în așa situație să fie antrenați antreprenorii privați. Dar, odată deja, au încercat să facă asta. După cum am menționat, suma era prea mare, aproape $30 de milioane. Ar fi trebuit ca acești bani să fie luați din impozite și firesc că cei care achită taxele nu ar fi fost de acord cu asta. Atunci să-i chemăm pe toți doritorii. Poate se vor aduna destui voluntari. Ei bine, nu poți veni la Reciful Osborne și nu poți pur și simplu să începi să-l ajuți. De la început e necesar să primești licențe, permisiuni, să te înțelegi cu autoritățile. Întregul proces va dura luni de zile, iar dacă totul va merge bine, vă va fi alocată o zonă pentru care veți răspunde, din care veți elimina anvelopele și deplasarea cărora o veți documenta. Veți reuși oare să faceți bani din asta? Cel mai probabil că da, doar că va trebui să fondați o companie. The Osborne Reef primesc $5.000 pentru o zi de muncă, dar banii merg în contul companiei. Cât primesc scafandrii și alți angajați și este oare acest gen de muncă profitabil? E o întrebare deschisă. Așteptați, dar cum rămâne cu militarii? Aceștia deja au ajutat odată, dar și au participat la aruncarea cauciucurilor în apă. Ar fi fost bine să luăm asta în considerare. De fapt, militarii chiar au ajutat. Când autoritățile locale au apelat la armată, ei au fost de acord să scoată anvelopele doar pentru $2 milioane, fiindcă odată cu asta se și antrenau. Nu e sumă mică, dar spre deosebire de 30 de milioane, face singur concluziile. Militarii, scafandrii și membrii echipajelor navelor armate au reușit să se antreneze în condiții de război. Și ceea ce nu-i mai puțin important, au înțeles cum să lucreze cu agențiile de stat. Un skill util atunci când în caz de dezastre naturale toți trebuie să acționeze în echipă, însă operațiunea n-a fost chiar foarte efectivă. Mulți dintre militari au fost chemați pentru a îndeplini sarcini mai urgente. Desigur că problemele ecologice care au deja 10 de ani sunt importante, dar viețile umane totuși sunt și mai importante. În acea perioadă, Statele Unite ale Americii participau în două războaie, mai ales că aveau loc și dezastre naturale. Când a avut loc cutremurul din Haiti, aceeași echipă de scafandri au ajutat la curățarea portului. Deci militarii au reușit să facă multe. Câte anvelope au scos de la fundul oceanului? Nimeni nu știe. Se zvonește că e vorba de 677.000 de bucăți, dar alte surse vorbesc despre 439.000. De la început era Dr. Sherman și cele 1.600 de anvelope, apoi 10.000 pe care le-a scos armata în 2007, 43.900 în 2008 și 73.000 în 2009. Merită de spus că cifrele diferă în diferite surse și e greu de înțeles care e adevărul și care este exagerarea. În schimb, putem cumpăra brățări din anvelopele deja ridicate la suprafață, iar banii vor merge la curățarea anterioară. Asta în caz că vreți și voi să faceți parte din proces. În anul 2019, compania IDC a ridicat 2500 de anvelope pe săptămână, acumulând 250.000 de bucăți. Se considera că încă 500.000 au rămas la fundul oceanului. Dar iar, datele sunt foarte și foarte diferite. Nimeni nu știe sigur câte anvelope au fost aruncate și unde să le caute. Se zice că datele exacte despre întreg procesul de curățare ar trebui să fie publicate în 2024, adică foarte curând, dar puțin probabil că totul e aproape de final. Contractul de îndepărtare a acestor deșeuri expiră abia în 2028. Asta înseamnă că există încă multă muncă, foarte multă. Să presupunem că au rămas într-adevăr încă 500.000. Anual se ridică 50.000. Reiese că va dura încă vreo 10 ani, dacă ritmul va fi exact ca și în 2023. În 2020 indicatorii au fost mult mai buni. Dar nu uitați că pe an ce trece e nevoie din ce în ce mai mult timp pentru a găsi anvelopele. Munca devine mai scumpă și mai dificilă. Nu e clar câte anvelope au rămas, câte au fost ridicate exact. Știți sentimentul ăsta când au de făcut ceva și treaba pare nesfârșită. Cam e aceeași și cu anvelopele din Florida. Și asta poate să îi demotiveze chiar și pe cei mai inspirați luptători pentru o planetă mai curată. Dar există o noutate mai tristă. Chiar dacă oamenii vor reuși să strângă toate anvelopele, reciful nu se va reface. Nu va fi așa cum a fost înainte de intervenția omului. Magia nu funcționează.
mai ales dacă luăm în considerare faptul că încălzirea globală nu afectează pozitiv recifele. Oamenii de știință au observat că recifele au început să refacă mult mai încet întreaga lume, ceea ce înseamnă că cel afectat de anvelope va avea nevoie de multă vreme pentru refacere. Din momentul în care va îndepărta ultima anvelopă, un recif sănătos de corali poate să se recupereze complet într-un deceniu, dacă a suferit pagube minore. Minore, nu în cazul în care a fost drobit de anvelope. Va dura aproximativ 20 de ani în cel mai bun caz. La rata de creștere de la 0,3 cm la 2 cm pe an pentru coralii masivi și până la 20 pentru cei ramificați, dar dacă este vorba despre o refacere de la zero, e nevoie de 10.000 de ani. Vești bune, nu e nevoie să înceapă de la zero, dar vestea proastă e că chiar și cu regenerare, reciful nu își revine în starea inițială. Conform informațiilor recente, în locul recifului Osborne vor să placeze unul nou, tot artificial, dar de data asta mai prietenos pentru mediu, cel puțin așa cred să avanțe acum. Să vedem ce vor spune ecologii despre decizia lor peste 30 de ani. În general, ideea de utilizare a anvelopelor pentru a crea un recif artificial a fost folosită în alte locuri, doar că acolo ele erau fixate pe beton, deci nu trebuie să se deplaseze dintr-o parte în alta, distrugând totul în calea lor. Recife de genul au fost proiectate în nord-estul Statelor Unite, în Golful Mexican, în Indonezia, în Malaezia, în Australia și Africa. Adică în principiu ar fi funcționat și în Florida, dacă oamenii s-ar fi gândit un pic înainte de a arunca o mulțime de anvelope în ocean. Alte țări care aruncă cauciucuri în ocean sunt Statele Unite, Japonia, Malaezia, Israel, Franța, Portugalia, Spania, Italia și Franța. Franța are 90.000 de metri cubi de recife artificiale, dar Japonia este lider, 20 de milioane de metri cubi de anvelope scufundate în apă, predestinate pentru creșterea populației marine. Dar părerea despre recifele din anvelope e diferită. Dintr-o parte, multe țări recurg la așa modalități de creare a locuințelor pentru ființele marine, când e totul făcut cum trebuie și anvelopele nu se rostogolesc la fund, ucigând în calea lor tot. Soluția pare a fi bună, dar mereu există un dar. Totuși, anvelopele au o compoziție dăunătoare, se descompun lent și otrăvesc apa și pe cei care trăiesc în ea. Desigur că peștii nu sunt foarte încântați de chimicale și nu trăiesc în anvelope, dar cel mai des recifele artificiale se creează din corăbiile scufundate. Și se face asta uneori special pentru a oferi vieții marine loc pentru trai. Platforme petroliere, poduri, faruri și alte clădiri din apropierea apei deseori la fel joacă un rol similar. Materialul pentru recifele artificiale include roci și lemn. În prezent, câteva companii se ocupă de proiectarea și instalarea recifelor artificiale. Astfel de recife sunt deseori făcute din oțel, calcar sau beton. Un exemplu bun e cel din Gibraltar. Inițiativa a fost începută în 1973. Prin urmare, nu e de mirare că, în prima instanță, planificau să folosească anvelope. Din fericire, toți au înțeles rapid că ele sunt purtate de curent sau se scufundă în nisip. De aia au căutat alte variante. Astfel au scufundat o mașină, apoi bărci și alte construcții care au fost curățate cu atenție de toți poluanții. După ceva vreme de la crearea recifului, s-a alăturat și o barcă de lemn de 65 de tone, True Joy, cunoscută și sub numele de Arca lui Noe. La tot asta au fost adăugate blocuri din beton cu țepi metalici și reciful chiar a devenit recif, cu timpul. El e plin de locuitori subacvatici și de scafandri care se scufundă pentru a-i vedea. Temple Reef e o altă poveste, dar tot cu final fericit. El se află în largul coastei Indiei și a fost construit din materiale total reciclate, precum blocuri din beton, pietre, copaci, frunze de palmier și bare de fier. Deși a fost creat în 2013, a devenit rapid casă pentru diferite ecosisteme marine. În total se numără peste 75 de specii diverse, inclusiv coral, pești, șerpi de mare, pisici de mare și crustacee. Riful american Red Bird a fost format din 714 vagoane de metrou din New York, 86 de tancuri și vehicule blindate, 8 remorcăre și 3.000 de anvelope cu balast. Balastul e punctul cheie, altfel anvelopele n-ar fi funcționat. Din 2001 până în 2008, numărul de locuitori marini a crescut de 400 de ori. Pe scurt, după cum înțelegeți, pentru crearea recifelor merge tot ce e destul de stabil și nu prea dăunător pentru natură. Avioane, statui din beton, izolator de porțelan. Apropo, cel mai mare recif din lume s-a creat în urma scufundării unui portavion USS Riscani, în largul coastei Florida.
Acesta cântărea 44.000 de tone. S-a întâmplat asta în 2006. Dar dacă în toată lumea se creează recife de succes și ele înfloresc, de ce atunci reciful Osborne n-a funcționat? Ei bine, poate că trebuiau să mediteze mai mult asupra acestei idei, să efectueze investigații lungi, detaliate, ca să afle cu siguranță dacă anvelopele sunt sigure pentru viața marină. Experții spun o chestie foarte corectă. Înainte de a crea un recif, asigurați-vă că va funcționa. Și e adevărat, aici nici nu avem ce adăuga. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!